Bine v-am regăsit. Țara noastră, după zeci de ani de comunism, s-a trezit în libertatea anilor 90 de busolată. Oamenii de afaceri din acea vreme au fost adesea asociați cu ideea de corupție, de afaceri ilegale și de îmbogățire peste noapte. Oare care este situația astăzi? Putem vorbi despre o educație și despre o cultură antreprenorială sănătoasă în România? Tocmai de aceea vă propunem o serie nouă în care să vorbim despre tentațiile unui antreprenor și a unui manager și cum pot fi depășite aceste tentații. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, antreprenor în serie, doctor în management internațional și doctor în științe politice, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mă bucur că putem continua, am început în urmă cu mai mult timp, să ne adresăm în special oamenilor de afaceri, oamenilor care vor să miște înspre bine această țară. Exact. Și iată, astăzi ne întâlnim pe un subiect un pic mai interesant, no. poate puțin incomod. No. Haideți să le spunem celor care ne urmăresc care este scopul nostru, no. ce ne propunem în această serie de 10 episoade aproximativ. Da. Foarte bună întrebare și din nou mă bucur să vă regăsesc și mă bucur să îi regăsim pe cei care ne urmăresc. Sperăm că emisiunile noastre sunt folositoare pentru ei. Într-adevăr, emisiunea pe care ne-am gândit să o facem nu este o emisiune tipică de economie, de creștere a business-urilor, dar cred că este foarte importantă pentru că are de a face cu prevenția și de fapt asta este în sufletul nostru motivul pentru care predăm acest curs la Universitatea noi, studenților noștri, e mult mai ușor să previi o boală decât să o tratezi e mult mai ușor să previi un accident decât să încerci să faci reparațiile. Și din nefericire, ceea ce observ și avem deja 20 de ani de experiență, atât în România, cât și în alte părți ale lumii, observăm foarte mulți antreprenori, manageri care încep fulminant, încep extraordinar de promițător. Au premize, au potențial, au câmp de lucru, au capital și din păcate, undeva pe drum se împiedică, cad și unii nu -și mai revin, nu se mai recuperează. Și de fapt, asta este scopul nostru. În niciun caz nu vrem să fim critici. Deci nu, scopul nostru nu este să dăm în cap la nimeni, să spunem, măi, sunteți niște păcătoși, o să mergeți cu toții în iad sau alte extreme de felul acesta. Nu. Ceea ce dorim să facem este să continuăm să încurajăm oamenii să intre în antreprenoriat, să se implice în activitate publică, în activitate managerială, dar să o facă conștienți că sunt pericole. Munți înalți au voi adânci. Uh, intră într-un domeniu care este minat lucresc cu bani, lucresc cu oameni călătorești foarte mult. Datorită acestui context, cred că este și o predispoziție la aceste tentații și, din păcate, ceea ce observ este că mulți antreprenori și manageri nu sunt conștienți de ele. Uh -huh. Merg super optimiști, o, nu se întâmplă nimica cu mine, familia mea nu o să fie afectată, sănătatea mea nu o să fie afectată, eu nu o să ajung niciodată la DNA sau alte lucruri de genul acesta și când li se întâmplă un accident, când se prăbușesc, parcă așa o foarte mare surpriză. Scopul nostru este unul uh, a dragostei să încercăm să prevenim, să conștientizăm oamenii că se poate întâmpla chestia respectivă și ar trebui să ții iei măsuri de precauție să nu ajungi acolo. Mă gândeam la faptul că unii nu se gândesc că pot ajunge da. jos. Da. Uh, este entuziasmul acesta mare de început care te face să uiți de pericole, sau atunci când ajungi sus, puterea sau banii te fac să te crezi invincibil. Da. Cred, cred că se în două. De, deci cred că este și bă, o inconștiență și și un uh, optimism pe care îl avem și din nou mă includ și pe mine și pe mine acolo. Uh, din nou probabil că am putea începe să discutăm despre trăsăturile antreprenorilor și uh, ce înseamnă un antreprenor uh -huh. sau un manager pentru că există o componentă înăscută de ADN și face uh -huh. este o componentă învățată. Uh, Conjunctura te face a antreprenor sau te perfecționează înspre antreprenorat. Aș opri aici da. discuția un pic și aș pune o întrebare da. radicală. Oricine poate fi antreprenor? Optimistul din mine spune da realistul și, și experimentatul din mine spune nu. Uh -huh. Cei mai mulți oameni nu sunt antreprenori. Deci, 90% nu sunt antreprenori sau sunt antreprenori temporar când fac un șubuc, când fac o chestie pe aici, pe acolo. Deci, aș spune că toată lumea are comportament antreprenorial, când își vinde casa sau mașina sau uh -huh. ceva de genul ăsta, dar sunt puțini, într-adevăr, este o minoritate care, într-adevăr, sunt antreprenori de profesie și ăștia sunt și liderii societății. Uh, pentru că aceleași trăsături le vezi uh, și în sectorul public, le vezi și în sectorul politic uh, și în sectorul religios. Deci uh, sunt acele trăsături a oamenilor care sunt uh, în, într-un mod natural înzestrați. Hai să revenim da. la trăsături așa. Aici da. aici <laughs> spun și uh, deci uh, antreprenorii sunt în primul rând într-un mod natural înzestrați. Deci există o chestiune care îi uh, setează, care îi diferențiază de ceilalți. Uh, au foarte multă energie au, te uiți la ei și se trezesc dimineața așa aleargă, au foarte multă creativitate, au foarte multă influență, într-un mod natural alții îi urmează uh -huh. și vezi chestia asta inclusiv din școala generală, uh, unul îi mai lider decât celălalt, unul e mai influent uh, decât celălalt, uh -huh. uh, sunt rezolvatori de probleme, uh, sunt niște oameni care creează bunăstare, care clădesc case, care ajută. Deci, fără dar de și poate beneficiile pe care le aduc antreprenorii într-o societate sunt extraordinare. Atât pentru ei, pentru familiilor, pentru comunitate, pentru biserică. Deci nu se pune problema aceasta. Problema pe care o avem este că acele trăsături care îi diferențiază pe antreprenori, îi și bag în probleme. Sunt, sunt și marile lor căderi. Adică. Deci și o să discutăm probabil de, de fiecare dintre ele. În momentul când eu am realizat, în momentul când eu am reușit să deschid o afacere, am reușit să fac o vânzare foarte mare, următorul pas este să încep să fiu foarte atot suficient, uhum. să fiu foarte mândru de mine. Să zic măi, cine-i ca mine? mai prin comparație cu ăștia la alții, eu sunt mai bun. Și mândria va fi una dintre marile tentații la care suntem supuși cu toții, dar uh -huh. antreprenorii și managerii poate mai, poate mai mult. După aceea discutăm despre faptul că bun, fac toate lucrurile astea, le fac ca să agonisesc materialul, uh -huh. să-mi cumpăr o mașină mai bună, să-mi construiesc o casă mai mare, să mă îmbrac mai frumos, să am un concediu, să-mi trimit copiii la studii în străinătate și este uh, partea asta de materialism, partea asta de lăcomie. Uh -huh. uh, după aceea, uh, când e partea de lăcomie, uh, mai devreme să mai târziu te mușcă invidia, uh, după aceea te mușcă compromisul, uh -huh. după aceea te mușcă autocompătimirea și pas cu pas cu pas în toate aceste ispite, care de fapt sunt la temelie bazate din faptul că ești foarte înzestrat, că ai experimentat mult succes, că un om care e sărac, un om care nu are mari realizări în viață, un om care nu este promovat, nu este aplaudat, nu este invitat, uh -huh. parcă nu are aceleși tentații, uh -huh. parcă nu e predispus să se încreadă în sine și așa mai departe. Și tre trebuie să, trebuie să pomenesc că personal mi s-a confirmat toate lucrurile astea în primăvara lui 2021, când uh, am făcut un stagiu mai lung în Statele Unite, în Austin, Texas, am avut niște cursuri la Universitatea de acolo, Concordia, uh, și un foarte bun prieten de-al meu, uh, român, de origine, este păstor la o biserică americană, Viorel uh, Flintock, și-a ținut o serie de mesaje din Unul Samuel. Uh, așa, săptămâna și capitolul. Uh, și, bineînțeles, personajul principal în Unul Samuel este Saul, împăratul Saul. Uh, și auzind uh, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre împăratul Saul a spus măi săracul cred că este cel mai bun exemplu negativ care exemplifică tentațiile pe care le avem ca oameni de afaceri și în mare măsură cursul acesta și emisiunile pe care le vom avea sunt din unul Samuel nu vom vorbi doar despre Saul sunt și alte personaje de la care putem învăța dar el săracul parcă le exemplifică pe cele mai multe dintre ele. Vorbeam la început de emisiunii despre antreprenorul anilor 90, da. a fost un început, noi nu am avut o asemenea formare, după Revoluție lucrurile da. au venit de avalma peste da, noi, da. a fost o progresie, acum cred că s-au mai diferențiat da, un da, pic da. lucrurile, dar totuși avem și antreprenori care au căzut în aceste Sigur. ispite de care da. spuneați, hai să vedem care este profilul biblic al unui antreprenor sau am putea zice altfel, da. ce înseamnă să fii antreprenor creștin, om de afaceri creștin. Da, da, Deci exemplu este panoul de onoare a Sfintelor Scripturi, Evrei, capitolul 11 unde profesia cea Tot mai... Tot așa o galerie, Eu, doar... E o galerie, exact, da. Pe, pentru că dacă te uiți la oamenii de acolo, profesia cea mai des întâlnită sunt oameni care au fost antreprenori economic. După aceea ai administratori publici, oameni care au fost implicați în Viața publică. Uh, din nou, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni duhovnicești, dar care în viața lor de zi cu zi au fost antreprenori sau administratori publici. Deci, uh, chiar dacă vedem în jurul nostru foarte multe exemple negative și uh, mi-ați spus că am început de la zero, din păcate, noi n-am început de la zero, am început din negativ. Uh -huh. Pentru că în vremea comunistă, activitatea economică era ilegală și uh, antreprenorii de după 90 au fost foști bișnițari de dinainte de 90 care mergeau la ochi copiați, care făceau comerț cu la Iugoslav, la Unguri și făceau în esență activitate ilegală, făceau trafic da. și unii dintre ei au ajuns săraci la pușcărie și atunci noi în contextul nostru românesc și datorită educației comuniste activitatea economică era activitate ilegală. Uh -huh. uh, ca urmare foarte mulți dintre noi uh, și în biserici, dar și oamenii care uh, se pretindeau de oarecare clasă, nu se implicau în activitatea uh -huh. economică. Ca urmare, după anul anii 90, noi am Asta fost... Asta înseamnă că noi aveam deja prejudecăți Corect. față de oamenii care da. sunt, se implică într-o exact. activitate economică da. deci ce... și nu sunt simpli angajați. Corect, deci deci bișnițarul nu era bine văzut mm -hmm. și tocmai de aceea, de, de la Revoluție încoace, noi experimentăm cum arată un om de afaceri sănătos. Îl vrem, nu-l vrem, bine că se implică în afaceri, nu-i bine că se implică în afaceri. Deci încă noi nu avem, din nefericire, o, un prototip. Hai să ne uităm la acel prototip biblic. Da, prototipul biblic cred că, cred că este uh, un model foarte bun și, din nou, nu avem timp să intrăm în, în toate trăsăturile, dar, uh -huh. dar sunt câteva dintre ele. Uh, prima trăsătură a unui antreprenor sănătos este un om altruist. Nu înseamnă că nu se îmbogățește, nu înseamnă că nu are tot ceea ce îi trebuie pentru familia sa și pentru ai lui, dar ceea ce înseamnă este că primordial scopul lui nu este să se îmbogățească, nu este partea asta de egoism, ci este partea asta în care vrea să înflorească, vrea să să îmbunătățească situația din, din jurul său. Și vedem lucrul acesta în agricultură, vedem în alte domenii, vedem în crearea locurilor de muncă, în dezvoltarea anumitor zone. Al doilea lucru pe care îl vedem în un om de afaceri bun. Sănătos este un om creativ care soluționează probleme, care se uită la uh, confruntările pe care le are și spune, mai ce ar fi dacă am face lucrurile în felul ăsta, dacă am face lucrurile în felul ăsta. Uh, numărul 3: vedem un om care este un lider de comunitate, un fel de coagulează uh, în contrast cu oameni care divizează, uh, care speculează unul împotriva celuilalt, îl atâță pe ăla Cărcotașii. Vru... Așa, exact, exact. Deci deci, deci cam astea sunt trăsăturile principale a unui om, om de afaceri uh -huh. sănătos. Care îi o binecuvântare, care e un lider în comunitatea sa, care uh, dă loc de muncă, care dă pâine, care uh, își plătește taxele, care uh, uh, ascultă legea, care împlinește legea, altfel uh, intri în partea negativă. Și, din păcate, avem mai multe exemple negative decât pozitive. Știu că am mai vorbit în alte episoade, dar cred că merită să ne reamintim dacă un creștin ar trebui să fugă de bani și de funcții publice, da, da. pentru că suntem în zona aceasta, da, lideri. Da, da, da. În niciun caz, nu. Deci, modelele biblice sunt oameni foarte implicați. Acum, care este problema? Banul este o slugă foarte bună, dar este un groasnic stăpân. În momentul când o persoană, creștin sau necreștin, este primordial motivat de îmbogățire. Uh, aici intră în probleme și cuvântul Dumnezeu e foarte uh, clar la chestia asta. Cei care caută să se îmbogățească mm -hmm. se străpung singuri cu o sumedenie de probleme și își fac tot felul de, 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 uh, de procese în direcția respectivă. Deci, problema nu este că îmi doresc o funcție publică, că doresc să mă implic într-o poziție de leadership, mm -hmm. fie într-o firmă privată, fie într-o uh, într poziție publică. Problema este în momentul când chestia respectivă devine un idol pentru mine, devine un scop în sine și găsesc ca acele lucruri îmi sunt mie uh, scopul suprem uh, sau că vreau să le folosesc într-un mod foarte egoist, vreau să mă îmbogățesc să-mi fie mie bine uh, și așa mai departe. Uh, acolo cred că intrăm în, în partea problematică. Personal cred, cred că sunt prea puțini oameni de caracter în spațiu public. Uh, din păcate fug de politică fug de uh, funcțiile publice uh, și într-adevăr este un, o zonă minată, deci sunt foarte multe pericole, dar cred că dacă ar fi mai mulți oameni de caracter în zonele respective ar putea exista și un proces de curăție să dea Dumnezeu să fie Poate că unii evită să devină antreprenori, să se implice în direcția aceasta, pentru că spun e bătaie de cap prea da, mare da, da, da. Uh, este multă corupție, este multă birocrație și multe da, alte da, 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 piedici da, 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 de genul da, da. acesta Merită să ne mai batem capul sau e mai bine să fim simpli angajați? Absolut! Absolut. Deci, de, deci merită să ne batem capul pentru că avem oportunitatea să creiem ceva. Avem oportunitatea să depășim anumite probleme și da, sunt de acord îi birocrație, îi corupție acum ce pot spune acum în 2021 îi mult mai bine decât era în 1990 sau în 2005 când m-am repatriat eu în, în România deci văd o îmbunătățire Se simte în terenul absolut, acesta? Absolut da, da. Chiar spun tot timpul, sistemul de importanță din România este mai mic decât în Statele Unite sau în alte țări. Deci uh, sunt anumite beneficii pe care le ai în România ca și antreprenor care nu le ai în alte părți. Deci există o îmbunătățire și asta în mare măsură pentru că au fost oameni care s-au implicat. Uh, au fost oameni de bună credință care s-au implicat în afaceri, în uh, administrația publică și în alte lucruri de genul acesta. Uh, cred că nu sunt suficienți și cred că dacă ar fi și mai mulți oameni de caracter, uh. și mai mulți oameni altruiști, și mai mulți oameni creativi care ar lua parte în acest proces și înțeleg, dacă ești un angajat și Dumnezeu la asta te-o chema și te simți împlinit acolo și vrei să ajuți, bravo ție! dar dacă ai abilități de a face un lucru bun, de a începe o firmă, de a face o activitate constructivă, trebuie să o faci. Trebuie să o faci cu, cu toate bătăile de cap. Cred că e un mit chestia asta, măi, vreau undeva unde să n-am bătăi de cap. Uh -huh. Și dacă ești angajat la stat, tot o să ai bătăi de cap și tot o să te lovești de birocrație. Și dacă spui nu, știi, eu mă duc în străinătate, te prinde birocrația europeană și și acolo există birocrație. Uh, Cred cre că e o scuză foarte. Uh, Mulți români au zis că pleacă din România sau au plecat din da. România tocmai din acest motiv. Da, da, da. E da, o da. soluție? Nu. Uh, acum, uh, nu, nu vreau E să... mai puțină birocratie dincolo? Absolut nu. Și, și da, pe de o parte, oamenii spun, da, domnule, m-am dus acolo că nu-i bătaie de cap, că la ghiseu m-au tratat frumos nemții sau spaniolii sau englezi și, și sunt de acord. Este un grad de civilizație probabil mai, mai bun. Dar pe cealaltă parte, șansele ca ei săracii să-și cumpere o casă în zona respectivă sunt foarte mici, pentru că prețurile la imobiliare sunt astronomice. În ultima vreme, ceea ce observăm este că sistemul de educație și spălarea pe creier a copiilor cu niște valori anticreștine sunt înfiorătoare. Și oamenii spun, stai să stai, stai într-adevăr avem o oarecare civilizație la ghișeul funcționarului, dar uite aici, copiii noștri ne sunt pierduți și am discutat cu nenumărați părinți uh, care au și au pierdut copiii văzând cu ochii datorită unei educații libertine, datorită unui uh, anticreștinism secular care este. Uh, uh, Iertați-mă, secular înseamnă neutru. Uh -huh. <laughs> La ora actuală ceea ce observ în sistemul educațional occidental este o anti, un anticreștinism. Deci se fac eforturi puternice împotriva valorilor creștine, împotriva familiei tradiționale și așa mai departe. Deci nu e mai o chestiune seculară, cum era la Revoluția franceză, în care spuneam voi cu ale voastre, noi cu ale noastre, nu se bagă nimeni peste celălalt. În ultimii cinci ani de zile, observația mea este că există o, o mișcare anticreștinistă. Și vorbesc ca un om care lucrați în educație. Exact, Știți da. Și deci, vorbesc, vorbesc de colegii mei cu care, care am fost în, în universitățile americane și, din păcate, asta este pentru că au intrat mulți libertini în conducere, în administrație și asta este tonul pe care, pe care îl dau. Deci, din nou. Da, am înțeles emigrația, n-am judecat și nu judec pe nimeni. Familia mea, frații mei, surorile mele, mama mea locuiește în Statele Unite, inima mea este cu, cu diaspora și cu, cu emigranții, dar cred că trebuie lucrurile ținute în echilibru. Nu judecăm, dar personal tare îmi pare rău că românii pleacă din România. Da, da și eu, eu, eu aștept să se întoarcă acasă. Deci eu, Când m-am când repatriat în 2005 din biserica de la Cleveland cuvântul meu de salut a fost mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Uh, nu au venit încă, dar încă aștept. Revenind de la antreprenor ce da. înseamnă să fii un antreprenor care sunt ispitele sau tendațiile da. unui antreprenor. Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care a spus-o. Antreprenor este acel om om care dorește să facă bunăstare în jurul lui. Corect. Uh, mm. În definiția noastră românească, antreprenor uh, s-ar putea să fie cel care câștigă mai mulți bani. Da. da, da, da. Adică focalizarea este pe mine, pe da. casa mea, pe da. firma mea. Da, da, da. Pe când, de, de fapt, ce ne spuneți și aș rămâne cu acest lucru în emisiunea noastră și v-aș ruga la final să dezvoltați un pic ideea aceasta, uh, cum putem în jurul nostru să aducem bunăstare? Deci este chemarea sau lucrul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Când Dumnezeu ne-a creat, l-a așezat pe Adam în grădina Edenului ca să o îngrijească. Și mandatul uman este: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l, înfrumusețați l luați această creație pe care Dumnezeu v-a dat-o și fructificați-o. Asta înseamnă să fii antreprenor. A fi antreprenor înseamnă să fii acel grădinar care adaugi valoare care îmbunătățești situația. Personal cred că una dintre chemările principale a unui antreprenor în special creștini, dar nu doar creștini, este să creeze locuri de muncă. Cred că provocarea mare pe care o avem, uitându-ne în secolul 21 grație tehnologiei, este să creăm locuri de muncă, pentru că mm. uh, avem de a face cu o generație inutilă. Deci ne uităm la tinerii noștri, care nu mai termină liceul, nu se mai duc la facultate, sunt complet debusolați, mai ales în contextul pandemiei în care uh, fac școală online și nu prea o fac. Uh, oamenii respectiv au nevoie de un loc de muncă, un loc de muncă care să le dea demnitate, care să-l dea o pâine zilnică. Și uh, ce mă doare sunt acești antreprenori care sunt, de fapt, niște speculanți și care spun, domnule dacă pot să dau repede un tun sau o țeapă și să fac niște bani mm. rapid, să iau un teren și să-l vând. Cripto, cripto. Da, cripto. vai <laughs> Doamne. Uh, și, din nou, nu sunt nu, împotrivă. Nu deschidem subiectul. Nu sunt împotrivă. Uh, cred că are valoare tehnologică bună, mm -hmm. uh, cripto, moneda dar ceea ce sunt împotrivă este acest duh al speculantului exact. dacă în anii 90 am semnat domnule mă duc până în Turcia, aduc marfă, vând repede, astăzi înseamnă un microbus plin... de haine, da așa astăzi, astăzi înseamnă iau un teren în centru care cumva l-am găsit eu îl vând foarte rapid, iau niște bani și m-am dus mai departe Iar nu e un păcat uh. deci nu critic pe nimeni îmi pare însă rău că nu sunt oameni care au în sufletul lor acest altruism uh și să spună, măi, vreau să creez locuri de muncă, vreau pentru persoanele care sunt cu nevoi speciale, vreau pentru oameni care sunt defavorizați, oameni care nu au 8 clase, vreau să creez locuri de muncă pentru ei, vreau ca firma mea să fie un mecanism, o fabrică de talente care să adauge valoare. Cred că asta este potențialul maxim pe care l-are un antreprenor. Uh, și dacă suntem la închei, vrea să închei și cu aspectul de bătălie spirituală. Uh, vom vedea asta în viața lui Saul. Din nefericire, cred că Saul a fost cel mai inconștient de războiul spiritual în care a fost implicat. Uh, și cum Dumnezeu ne spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii uh, și sângelui, ci împotriva ducurilor. În momentul când eu sunt înzestrat, în momentul când eu sunt chemat, în momentul când eu sunt echipat cu foarte multe oportunități, că e vorba de fonduri europene, că e vorba de orețea, că e vorba de toate celelalte chestii, în egală măsură sunt și țin atacurilor celui rău și cel rău uneltește, are o ședință specială care se gândește cum mă poate neutraliza, cum mă poate distruge. Adică Dumnezeu m-a și m-a ca să fiu un lider în comunitate, să fac bine comunității, să creez locuri de muncă, să uh, contribui cu taxe, cu impozite, cu donații la biserică, cu toate celelalte chestii și de a vă spune nicio problemă, las că găsesc eu o soluție. Și aici cred că, cred că trebuie să fim foarte conștienți, cum, cum scria Petru, uh, fiți treci, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, răgnește ca un leu, de-abia așteaptă să vă distrugă. Cred că este o foarte mare sărbătoare în Iad pentru fiecare antreprenor sau lider creștin care cade. Care se... sau cel puțin devine inutil sau devine inutil, da, mulțumesc uh, și cred că trebuie să conștientizăm lucrul acesta și cred că trebuie să ne înarmăm și cred că trebuie să spunem, bun dacă am aceste oportunități dacă am aceste premize să fiu un antreprenor bun haide să mă și păzesc hai să mă și asigur că nu o să cad că nu o să fac de rușine uh, numele lui Dumnezeu, că nu o să fac de rușine neamul, uh, angajat și toate celelalte lucruri Mulțumim tare mult că ați fost Eu împreună mulțumim. cu noi. Vă așteptăm și data viitoare. Vom continua această serie împreună cu domnul Sebastian Vădva, antreprenor în serie. Vom continua să vorbim despre ispitele sau tentațiile antreprenorilor și managerilor. Gândul acesta parcă mi-a rămas la inimă în mod deosebit. Noi suntem chemați să creăm bunăstare în jurul nostru, să fim altruiști. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu.